O locuință aerisită înseamnă sănătate curată. Ați observat vreodată cum vi se schimbă starea fizică și psihică în funcție de calitatea aerului pe care îl respirați? Într-o cameră care nu a fost ventilată de mult timp, adesea apar dureri de cap, moleșeală și senzația de somnolență. Și mai grav, în sistemul de ventilație își pot face culcuși tot felul de bacterii periculoase pentru sănătate. Cum scăpăm de asta? Ne spune Cosmin Terteci de la Bloc de Instalații. Este în direct cu noi prin Skype. Bun venit, Cosmin! Bună ziua, Dana, și bună ziua, telespectatorilor. Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Cosmină, mă bucur tare mult că te revăd și că apucăm să vorbim despre acest sistem de ventilație. Știi prea bine că unele apartamente au un sistem de ventilație, altele nu, și atunci ne bazăm pe aerisit și așa mai departe. Practic, care sunt avantajele unui sistem de ventilație? Sunt multe avantaje la sistemele de ventilație. Și ar trebui să existe aceste sisteme în majoritatea apartamentelor. Pentru cei care locuiesc în apartamente noi și pentru cei care locuiesc în apartamente care au fost izolate de curând, la acestea s-a adăugat izolația exterioară și, bineînțeles, și geamul termopan. Și asta ne face să locuim ca într-un borcan, adică totul este închis, nu intră aer prin pereți, nu intră la geamuri sau pe lângă ele și atunci stăm izolați. Lucrul ăsta nu este foarte bun pentru că umiditatea va rămâne înăuntru, mirosurile vor rămâne înăuntru și starea noastră de bine va scădea pentru că se poate produce mucigai de la umezeală. Dacă nu avem ventilație, nivelul de dioxid de carbon va crește în interior și nu o să ne simțim foarte bine. Da, din acest motiv e necesară ventilația. Apare acel aer îmbâxit, nu-i așa, pe care îl resimțim în unele apartamente apropo de această aerisire, dar apropo de bacterii, cam la ce putem să ne așteptăm dacă nu ventilăm corect locuința? Dacă nu ventilăm corect locuința, pot să apară lucrurile de care vorbeam și mai devreme, începând cu mucegaiul și igrasia, datorită creșterii umidității și apoi celelalte lucruri legate de asta, nivelul de dioxid de carbon care crește și alte dezavantaje. Putem să facem ventilația. Dar vreau să te întreb pentru bucătărie, de exemplu, putem să avem acolo un sistem, o hotă care să ne ajute, Cosmin? Da, putem să facem o ventilație naturală prin deschiderea ferestrei. Asta ar trebui făcută aerisirea 10 minute la fiecare oră, dar sigur că niciunul din noi nu face asta. Și apoi trecem la ventilația mecanică, pe care o putem face cu ventilatoare. Montăm un ventilator în baie, unde e o umezeală de la duș și hota de la bucătărie, pe care e bine să o folosim când gătim. După aceste metode, urmează alte metode mecanice de ventilație, care sunt metode centralizate, cu o centrală de ventilație a aerului. Aceasta e mai greu de aplicat la apartamente, poate doar dacă o facem din faza de construcție, pentru că sunt tubulaturi care trebuie puse în tavanul fals, în partea de sus. Și mai sunt metode de ventilație descentralizată, adică ventilatoare montate individual în camere, în sufragerie sau în dormitoare. Acestea pot să fie ventilatoare cu recuperare de căldură, care au avantajul că atunci când scot aerul din cameră, căldura aerului o recuperează și preîncălzesc aerul care este introdus de afară. Și în felul acesta se face o economie. Și filtrează aerul care îl ducem de afară este filtrat și în felul acesta eliminăm praful, bacteriile și toată poluarea din aerul exterior. Cosmin, dar sunt, să zicem așa, costisitoare astfel de soluții în apartament? Depinde de fiecare soluție. Dacă vorbim de cele descentralizate, de ventilatoarele cu recuperare de căldură, poate să fie în jur de 2000 de lei, mai mult sau mai puțin, iar alte sisteme mai complexe, centralele de tratare a aerului sau sistemele de ventilație cu
cu recuperare de căldură. Acesta poate să ajungă între 15.000-20.000 de lei pentru echipamente. E bine de prevăzut la case, atunci când ne gândim să construim o casă și poate montăm și sisteme de încălzire performante, cum sunt pompele de căldură. Este foarte bine să avem un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, pentru că în felul acesta reducem consumul de energie. Aerul care îl introducem curat este preîncălzit de aerul care îl scoatem și în felul acesta facem și o economie. Iar în momentul în care avem, să zicem, ventilatoare, ba în bucătărie sau în baie sau în cămară, mai știu eu că mai se găsesc și pe acolo, știi prea bine că se îmbâxesc și că apar tot felul de lucruri pe acolo. Merge să dăm cu un spray să anihilăm anumite bacterii, să zicem, care s-ar putea înmulți acolo și n-ar putea afecta sănătatea? Există așa ceva? Sunt spray-uri, cum sunt? Există spray-uri și pentru aparatele de aer condiționat, de exemplu, că sunt legate de ventilație și de tratarea aerului, există spray-uri pentru dezinfectare și pentru curățare. Lucrul acesta ar trebui făcut cel puțin o dată la 6 luni, cel mult o dată pe an, curățarea filtrelor, schimbarea lor, dacă există filtre ce trebuie schimbate, trebuie verificate o dată la 6 luni și schimbate dacă e nevoie și sigur le putem curăța, le putem igieniza. Dacă nu facem lucrul acesta, o să ne dăm seama, pentru că ele nu vor fi la fel de eficiente, o să consume mai mult curent electric și putem să simțim, pot să apară mirosuri de la depuneri, o să ne dăm seama dacă a trecut timpul când trebuiau curățate. Așa este, Cosmin, îți mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi și să trecem la treabă, mai ales că o să vină vara și toate aparatele de aer condiționat vor fi puse în funcțiune și să facem verificări prin casă ca să ne simțim bine și să rămânem sănătoși. Mă bucur că te-am revăzut și te mai aștept cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc și eu și să ne revedem cu bine. Mulțumim tare mult, Cosmin.